Liniște! Liniște, vă rog! Alo! Liniște! Mulțumesc! Stimați studenți la jurnalism, azi vom vorbi despre legea defăimării. Ce este permis și ce nu este permis. Iată câteva exemple. Că te dai atât de deștept că te cași pe tine. De deștept ce ești? Nu așa, niciodată așa. Varianta corectă este te fecalizezi pe tine, ați înțeles? De la familia fecalii, a fecaliza, ați înțeles, da? Să vedem următorul exemplu. Ești un fraier, ești un vagabond și cu asta basta. Greșit, greșit. Varianta corectă este ești naiv sau visător, ești dânsălăjean, adică ești un băiat din versurile lui Puia. Să mergem mai departe. Zdrențele, n-ai zdrențe. Ca zdrențe sunteți. Nu, foarte urât. Varianta corectă și decentă este hainele vechi ale naibii. Hainele franjurate ale naibii. M-ați înțeles? Mai departe. Ni se rupe p.. DDNA. Nu, nu așa, mă băieți, mă, nu așa. Mi se rup gratiile de DNA. Da? Mai departe. Tu-i ceapa măsia al PNL-ului. Greșit, măi copii. Aș fecunda ceapa măsii. Nu merge altfel, nu merge. Aș fecunda, da? Încă un exemplu. Eu ți-am zis că ești gay pentru că așa știu de la Doru Iuga. Nu așa, nu așa, nu se spune așa. Eventual îți plac băieții, îți plac ochii mai căprui. Mă înțelegeți? Asta e, da? Ați înțeles? Domnule profesor, dar Liviu mi-a furat lucrarea de licență, eu i-am spus că este un hoț și i-am dat în judecată. Ei, și atunci cum spunem? Ce este Liviu? Liviu este de căcat. Nu. Liviu este coprofag. Ați înțeles? Bine, hai, ne vedem data viitoare, loazelor. Studenților limitați care sunteți. Pa!